Ivan Gabriel Leon s-a impus în finala turneului internațional de cadeți desfășurat weekendul trecut în Serbia. Sportivul CSM Călăraș, antrenat de Valentin și Georgian Angel, câștigă finala competiției printr-o decizie unanimă în fața reprezentantului Macedoniei, Osmani Altin. După această victorie la prima competiție internațională din carieră, sportivul călărășan se pregătește pentru ultimul stagiu de pregătire ce se va desfășura la Iași în perioada 25 iulie-8 august 2021, cantonament care va avea loc înainte de plecarea la campionatul european de cadeți, competiție care se va desfășura în Bosnia-Herțegovina, perioada 10-20 august 2021.